Amin, amin. Vă invit să vă ridicați și haideți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, din capitolul 6, voi citi de la versetul 6. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău, a scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta de har binecuvântat, în care din nou am avut această posibilitate să venim aici la casa de rugăciune și într-un fel sau altul să ne lăsăm atinși de Domnul Iisus, cercetați de Duhul Sfânt, pentru că în final, când vom ieși din locul acesta, să simțim că am fost binecuvântați de Dumnezeu. La o privire de ansamblu asupra acestui tablou prezentat de evanghelistul Luca, putem observa că mai mulți oameni au venit acolo la sinagogă. Era adunarea evrească din acele timpuri. Dar nu toți în final au plecat binecuvântați. Nu toți au plecat fructificând oportunitatea de a se întâlni cu Domnul Iisus Hristos, care a fost prezent acolo în sinagogă. Unii au plecat în mod surprinzător, spunea versetul final pe care l-am citit, ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. Știm că evanghelistul Luca era și medic, în mod intenționat el folosește metaforic cuvântul acesta, ei turbau de mânie, pentru că se întâmpla și în vremea de atunci, și în vremea noastră, unele animale să aibă boala asta numită turbare și deveneau imprevizibile. Un câine care este afectat de turbare, chiar dacă l-ai crescut, nu-și mai recunoaște stăpânul. Și uneori spun medicii că boala aceasta este transmisibilă, poate să ajungă și la oameni. Și omul își pierde luciditatea, se dereglează întregul lui sistem nervos, are tot felul de apucături nebunești și dacă nu e tratat într-un regim de urgență, poate chiar să și moară. Luca știa despre lucrurile acestea și cumva în mod intenționat, ca să scoată în evidență atitudinea atât de greșită pe care au avut-o acei farisei, spune, ei au plecat de la aceeași sinagogă, au plecat din prezența lui Hristos, din prezența lui Dumnezeu, dar turbând de mânie și având aceste gânduri, ce ar putea să facă lui Iisus? Mai exact, cum ar putea să-L omoare pe Domnul Iisus? Asta era dorința lor. Ce vreau să spun prin această remarcă introductivă este că noi suntem aici și vrem să folosim ocazia spre beneficiul nostru sufletesc. Domnul Iisus e prezent în locul acesta și noi vrem să fim vindecați atât la nivel de trup, cât și la nivel de suflet sau de duh. Vrem să fim atinși de Domnul, vrem să fim binecuvântați, ca nu cumva unii să plece mânioși. Se mai întâmplă câteodată și de la casele noastre de rugăciune, oameni care nu s-au conectat cu atenție la ceea ce a vorbit Dumnezeu, oameni care eventual
au venit doar așa cu dorința să speculeze anumite greșeli, să vâneze unele probleme, oamenii aceștia plec frustrați, mânioși, supărați pe viață, supărați pe adunare, supărați pe ei înșiși, fără să aibă pacea și bucuria pe care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să beneficiem de prezența Domnului Iisus. Acolo în sinagogă, printre alte persoane, iată că era și un om despre care Luca spune că avea mâna dreaptă uscată. Întâmplarea aceasta este relatată și de evanghelistul Matei, este relatată și de evanghelistul Marcu, dar numai Luca sesizează și subliniază acest detaliu, că avea mâna dreaptă uscată. Marcu zice, era un om care avea o mână uscată. Matei la fel, zice, a intrat un om în sinagogă care avea o mână uscată. Dar Luca nu la întâmplare zice, avea mâna dreaptă uscată. Pentru că știți că în poporul Israel, mâna dreaptă reprezenta destoinicia, abilitatea unui om de a se descurca. Evreii la războaiele din Vechiul Testament țineau sabia cu mâna dreaptă. Psalmistul spune la un moment dat, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea, destoinicia ei. Adică Luca vrea să ne spună că omul acesta era inapt pentru muncă. Era într-o incapacitate fizică de a se descurca. Mâna îi atârna inertă pe lângă trup. Vă dați seama că omul nu se simțea bine. Și la această infirmitate se mai adăuga și faptul că fariseii cărturarii îi judecau pe astfel de oameni. În general, când ei vedeau că un evreu are anumite infirmități, fie că era orb, știm situația cu orbul, fie că avea o altă problemă, ei se gândeau ori undeva pe firul vieții omul acesta a păcătuit și Dumnezeu l-a pedepsit, ori părinții lui au păcătuit și Dumnezeu a lăsat pedeapsa în copil. Deci era într-o postură foarte dificilă omul acesta, la sinagogă, dar sub privirile judecătoare și amenințătoare. La adunare, dar nu se simțea în largul lui, nu se simțea confortabil. Totuși, ceea ce este demn de apreciat e că a venit la sinagogă în ciuda tuturor acestor probleme și obstacole. E o încurajare și pentru noi să venim la casa Domnului, chiar dacă sunt obstacole, chiar dacă nu întotdeauna te simți bine, mai vine câte o durere de cap, mai vine câte o stare de disconfort, câte o răceală. Unii nu vin la casa Domnului nu din motive obiective. Poate că din cele 10 costume din garderobă i s-a părut că niciunul nu-i se potrivește. Câteodată sunt așa niște pretenții nejustificate și mulți nu mai ajung la casa Domnului. Omul acesta ne dă un exemplu cu toate problemele lui, cu toate judecățile fariseilor, cu toată infirmitatea aceasta a lui, s-a dus la sinagogă și acolo s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. În mijlocul nostru e un Dumnezeu care vede și care poate să intervină pentru fiecare dintre noi. De aceea eu aș vrea să vorbesc din pasajul acesta despre vindecarea de uscăciune. Și o să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu la trei aspecte care rezultă din acest tablou. Mai întâi să ne gândim la câteva pericole care derivă din starea de uscăciune, apoi să ne gândim la câteva cauze care ne pot duce și pe noi la o situație de uscăciune, e adevărat, dintr-un alt punct de vedere, și apoi în final să vedem cum se poate realiza vindecarea de uscăciune. Pentru că asta ne interesează cel mai tare. Cum putem să avem rezolvare pentru diversele uscăciuni din viața noastră. Fiindcă noi ne uităm poate așa cu milă, cu compătimire și ne gândim bietul om cu o mână uscată. Dar hai să ne întrebăm în această zi, oare nu avem și noi oameni într-o situație asemănătoare? Când un frate nu poate să dea mâna cu un alt frate, e ca și cum ar avea mâna uscată, sau dacă o soră are niște rezerve, nu poate să dea mâna cu o altă soră.
parcă ar avea mâna uscată. Atunci când nu mai întinde mâna să ajutăm un om nenorocit. În Proverbe, capitolul 31, se creionează portretul femeii neprihănite, dar e valabil și pentru bărbați. Și printre altele spune că ea își întinde mâna către cel nenorocit, își întinde brațul către cel lipsit, fiindcă are milă. Omul fără milă nu prea își întinde mâna să ajute. Mâna lui e obișnuită doar să adune pentru el, doar să strângă, nu să ajute și pe alții. Sau am putea să ne gândim la situația când suntem la cina Domnului și unii nu întind mâna, se ia din trupul și din sângele Domnului. Parcă ar avea mâna uscată. Mă întreb de multe ori dacă acești oameni conștientizează că ei nu sunt pregătiți nici pentru întâlnirea cu Domnul Iisus. Că dacă nu sunt gata să iau cina, înseamnă că nu sunt gata nici pentru rai. Înseamnă că am niște probleme care apasă asupra conștiinței mele și mă împiedică să am părtășie cu Hristos. Mai sunt și în vremea noastră oameni cu mâna uscată. Sau atunci când cineva, poate fratele meu, a căzut într-o abatere, are o problemă, are o criză spirituală și Biblia mă îndeamnă să întind mâna și să-l ajut. De ce? Pentru că așa a făcut și Domnul Iisus. Când Petru era în valuri și maică se înneca, după ce a parcurs el câțiva pași pe deasupra apelor, se zbătea și atât a mai putut să facă. A strigat, Doamne, scapă-mă! Și Domnul, îndată, așa ne relatează Matei, imediat a întins mâna, l-a apucat și l-a scos din valuri. Așa este Dumnezeul nostru. Vă reamintesc și afirmația din Psalmul 37 cu versetul 24. Dacă se întâmplă să cadă, e vorba de omul plăcut lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă să cadă, e ceva accidental, nu trăiește într-o permanentă cădere. Atunci ce face Domnul? Domnul îl apucă de mână și îl ridică. Așa e Dumnezeu. Înseamnă că așa ar trebui să fim și noi. Dacă se întâmplă să cadă fratele meu, sora mea, eu pot să îi mai dau câteva lovituri sau pot să-l judec sau pot să-i spun nu mai veni la adunare că tu ești pierdut sau, și aici ar trebui să ne poziționăm noi, pot să întind mâna cât atârnă de mine și să-l ajut. Galateni 6:1 zice, fraților, dacă un om, dar contextul e părtășia frățească, ar cădea deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, voi echipa să-l ridicați cu duhul blândeții. În război există acest spirit de solidaritate și soldații își au răniții cu ei. Nu e simplu, te incomodează că trebuie să-l așeze pe targă, trebuie să-l ducă, cumva le îngreuiază, le frânează mobilitatea, deplasarea. Dar există așa o frățietate pe care o au ei. Nu-i lasă acolo. Câtă vreme omul mai are puls, mai are viață, nu-și abandonează răniții. Și cred că lecția asta trebuie să o mai recapitulăm și noi. Avem răniți, avem oameni cu probleme. Eram într-o biserică din Germania și am văzut acolo pe monitor, la timpul de rugăciune, cauze afișate și la un moment dat a apărut o listă pe care scria prinși de război. Nu era vorba de prizonieri din Ucraina sau Rusia. Frații se gândeau la ai lor. Ai lor care nu mai veneau la adunare, care erau prinși, captivi în războiul acesta spiritual. Dar totuși frații se gândeau la ei că sunt ai noștri și trebuie și merită să facem ce depinde de noi ca să-i recuperăm. Deci să nu fim oameni cu mâna uscată. Dar nu numai mâna poate să fie uscată. De multe ori constatăm că ochii noștri sunt uscați. Nu mai avem lacrimi. Nu mai plângem. Domnul Iisus a plâns pentru cetatea Ierusalimului, fiindcă era milă de oamenii de acolo. A plâns când era la mormântul lui Lazar, măcar că știa foarte bine că urma să îl învie. Dar a fost așa într-o stare de empatie, de sensibilitate față de oamenii de acolo, când a văzut durerea, suferința umană, lipsa de perspectivă a unora care nu știau că mai există și înviere.
Noi de multe ori avem ochii uscați sau dacă plângem, plângem de ciudă, plângem că am pierdut licitația, nu ne-a ieșit afacerea, plângem din cine știe ce motive, ca Esau, despre care Biblia zice și-a ridicat glasul și-a plâns. Dar nu era plânsul pocăinței, a plâns de ciudă. Tată, pentru mine nu mai e nicio binecuvântare? Păi nu mai era, că binecuvântarea nu vine așa, faci ce vrei, umbli pe unde vrei, treci cum vrei și mai vrei și binecuvântare. Plânsul ăla este cam târziu. Ar trebui să fie un plâns al pocăinței. Alteori constatăm că picioarele ne sunt uscate. Nu mai ne deplasăm, nu la casa Domnului, că aici venim, dar poate nu ne mai deplasăm într-o misiune, într-o lucrare, într-o evangelizare. Ne-am pierdut într-o oarecare măsură viziunea faptului că mandatul principal pe care Domnul l-a încredințat bisericii a fost și rămâne același. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, atât cât putem noi, fiecare prin mărturisirea noastră, prin vorbe, prin caracter, prin fapte, prin evangelizări, dar e mandatul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Foarte mulți au sufletul uscat și pe noi astăzi ne preocupă vindecarea nu doar de o problemă trupească, și astea sunt bune și ne rugăm lui Dumnezeu, dar mai mult ne preocupă vindecarea de uscăciunea sufletească, cea lăuntrică. Pentru că vă ziceam, e un mare pericol în uscăciunea sufletească. Când Domnul Iisus vorbește despre mlădițele care se desprind din viță, spune aici în Evanghelia după Ioan, în capitolul 15, că unele mlădițe sunt neroditoare și se usucă. Și din momentul din care acele mlădițe se usucă, sunt strânse, nu devin piese de muzeu, nu le admiră nimeni, nu sunt apreciate, nu sunt recompensate. Mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Aluzia pe care o face Domnul Iisus are o dimensiune dramatică, gravă. Mlădițele neroditoare sunt cei care au avut cândva legătură cu vița. Aici nu e vorba de oamenii din afara adunării lui Dumnezeu, ci e vorba de oameni care au avut legătură cu vița. Dacă o mlădiță în sensul natural n-are capacitatea ea să se desprindă de viță, dar în sens spiritual noi creștini putem să ne desprindem de legătura cu vița, cu Hristos, să nu mai avem sevă, să nu mai avem putere, să nu mai avem ungere, să nu mai avem har. O asemenea mlădiță se usucă și Domnul lasă acest avertisment. Există pericolul focului. Despre același pericol Mântuitorul a spus și când mergea el cu crucea în spate spre Golgota. Niște femei au început să îl plângă, să-l compătimească. S-a uitat către ele și le-a zis, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă mai degrabă pe voi și pe copiii voștri, pentru că vor veni vremuri grele. Și dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Există pericol în uscăciune. El s-a comparat pe sine cu copacul verde, roditor. Și așa a fost. Oamenii au dat cu pietre, cu hule, cu ironii, cu cuvinte rele. Dar dacă dai cu pietre într-un copac plin de roade, cad roadele. Dacă nu sunt roade, cad frunze. Și oricât de mult au lovit în Domnul Iisus Hristos, din el au venit roade, bunătate, dragoste, iertare. În punctul culminant de pe Golgota spune, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Dar dacă s-au făcut aceste lucruri copacului verde, adică a fost chinuit, a fost batjocorit, a suferit, întrebarea care țintește spre vremea judecății era, ce se va face celui uscat? Sigur, acum noi știm că în prim plan, când Domnul vorbea de cel uscat, se referea la poporul Israel, poporul de la care s-a așteptat roadă, că au avut atâtea privilegii date de Dumnezeu și totuși n-au dus roadă. Dar în plan aplicativ e vorba de mine, de tine, de fiecare dintre noi. Ce se va face celui uscat? Nu putem să ne măgulim cu afirmații, cum discutau odată doi frați și fiecare zicea cam cei în biserica lui și unul zice, măi, la noi mai sunt probleme, mai sunt greșeli, dar știi cum e. Nu există pădure fără uscături. Și celălalt zice, măi, înseamnă că la voi încă e bine. Noi avem altă problemă. Într-o grămadă de uscături poate mai găsești și ceva verdeață.
Vorbeau simbolic, frații, dar era dură, tristă această realitate. Avem oameni uscați. Avem mădulare uscate. Biserica este ca și trupul lui Hristos. Dar dacă un mădular este uscat, e inactiv, e neproductiv. Nu și aduce contribuția la creșterea, la dezvoltarea acestui trup. Avem oameni care și-au pierdut relația cu Dumnezeu, oameni care poate că în virtutea unei obișnuințe, a unui tipar religios, continuă să vină la casa Domnului, dar spun așa cum îmi spunea mie cineva, zice, frate, mă simt uscat de tot. Sunt ca un pământ din ăla secetos pe care n-a mai căzut de mult apă și nu mai răsare nimic și nu mai rodește nimic. Ce aș putea să fac să ies din starea asta de apatie, de plictiseală? Nu mă mai interesează nimic. Nici predicile, nici poeziile, nici cântările. Mă simt uscat și mă mir și eu de starea asta, că doar am o vechime de când vin la casa lui Dumnezeu. Te regăsești într-o măsură mai mică sau mai mare într-o asemenea stare, înseamnă că putem să trecem la al doilea aspect și să ne gândim care sunt cauzele care ne-au condus la uscăciune mai mare sau mai mică în viața noastră, pentru că întotdeauna când avem o problemă, identificăm cauzele. Așa e și când e vorba de o boală fizică. Medicul nu te tratează simptomatic. Nu o să-ți dea doar o pastilă de durere de cap când tu ai, de fapt, nevoie de o operație chirurgicală. Și la fel și în lucrurile spirituale. Noi vestim Evanghelia și ne ferim să oferim doar un tratament simptomatic. Asta se întâmpla în Vechiul Testament, zice, ei leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului meu. Adică nu v-aș ajuta cu nimic și noi nu v-am ajuta dacă am dat doar un bandaj alb, frumos, estetic, pe deasupra, dar infecția, problema să rămână acolo, de aia niciodată nu vă supărați. Când frații vă spun adevărul, îl zic din dragoste. Nu trebuie să ne simțim deranjați chiar când suntem mustrați. Atunci când lucruri neplăcute ies la iveală pentru că Domnul întâi curățește și apoi vindecă acolo unde a existat o problemă. O primă cauză care poate să ducă la o scăciune în viața noastră este nemulțumirea. Mă uit aici în Numeri, capitolul 11, cu versetul 6, unde evreii au spus așa, acum ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mergeau spre Canaan. Erau pe traiectoria bună. Se îndreptau spre țara promisă de Dumnezeu. Dar aveau o problemă. Li s-a uscat sufletul. Și ei recunoșteau starea asta, dar nu vedeau nicio soluție. Când ne uităm mai sus în context, înțelegem de ce li s-a uscat sufletul. Pentru că adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pește pe care îi mâncam în Egipt, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă, de usturoi. Au început așa să intre într-o nostalgie după trecut, după vremurile de altă dată, după acele puține, prea puține beneficii culinare pe care le-au avut în Egipt, în contrast cu starea de robie. Uitau de biciul logofeților lui Faraon, biciul care îi lovea cu cruzime pe spate să facă numărul de cărămizi cerute. Uitau de starea cumplită în care au fost acolo, își aduceau aminte așa doar de mesele pe care le-au avut în Egipt. Nemulțumirea a pus stăpânire de așa manieră pe ei încât priveau mana cu silă și la un moment dat au zis, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Păi dacă un om ți-a făcut o mâncare și tu îl jignești și spui că nu e bună, e o atitudine lipsită de politețe. Dacă soția ta ți-a pregătit o mâncare așa cum a făcut-o și tu ca soț zici, nu e ca la mama acasă, nici pe departe. E lipsă de politețe, dar noi le mai spunem fraților, înghite și taci, nu avem ce comenta, asta e. Dar vă rog să vă gândiți că aici îi reproșau lui Dumnezeu, adică Dumnezeu le-a pregătit mana gustoasă și cu toate vitaminele necesare ca ei să nu leșine pe drumul ăla prin pustie, să reziste, să meargă până la capăt. Și au spus, nu, asta este o hrană proastă. Dumnezeu ne ține în condiții
restrictive de subzistență, de-abia să rezistăm un pic, dar nu suntem mulțumiți. Nemulțumirea i-a făcut să vadă doar problema și nu și binecuvântarea. I-a făcut să cârtească foarte mult. Nemulțumirea ne face și pe noi, frați și surori, să nu mai vedem felia de binecuvântare pe care ne-a dat-o Dumnezeu și să ne uităm în ograda altuia. Parcă iarba vecinului e mai verde. Parcă mașina lui e mai frumoasă. Copiii lui sunt mai deștepți decât ai noștri. Dar nevasta lui, se gândește bărbatul, parcă e mai de treabă și mai gospodină. Dar bărbatul ei, se gândește sora, e mai capabil, aduce mai mulți bani, se descurcă mai bine decât am eu. Și nemulțumirea se dezvoltă așa ca un flagel, ca o problemă, și în loc să te uiți la porția de binecuvântare pe care ți-a dat-o Dumnezeu și să spui, Doamne, îți mulțumesc că îmi porți de grijă, mie și casei mele. Ne tot uităm peste gard și spunem, Doamne, nu-i bine, de ce alții au parcă mai mult, parcă o duc mai bine, se descurcă mai bine și noi nu, și mai avem și probleme. Unde i-a dus nemulțumirea pe acești oameni? Sufletul uscat, Dumnezeu a trimis vântul acela cu prepelițe, spune aici versetul 31, Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a dus prepelițe, le-a răspândit peste tabără, ei s-au repezit să le mănânce. Versetul 33, pe când carnea era încă în dinții lor fără să fie mestecată, Domnul s-a prins de mânie împotriva poporului. A lovit poporul cu o urgie foarte mare și au murit. Oamenii cu sufletul uscat de nemulțumire n-ajung în Canaan. Și în dimineața aceasta, frați și surori, nu că n-am ști, e o lecție pe care mereu trebuie să o recapitulăm. Să ne deprindem să fim mulțumiți. Să gândim și noi în termenii în care se exprima Apostolul Pavel când le scria celor din Filipi și le spune așa la Filipeni capitolul 4 de la versetul 11. M-am deprins, adică m-am disciplinat, m-am obișnuit să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc și în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul. Asta e simplu, să te deprinzi să fii sătul, dar și flămând. M-am deprins să fiu un belșug. Asta am vrea toți, să ne deprindem cu belșugul. Dar și în lipsă, în sărăcie. Indiferent de fluctuațiile vieții, să acceptăm că dacă Domnul ne mai trece prin lipsuri, nu înseamnă că ne-a abandonat. El ne poartă de grijă, dar ne testează credința. Ne vrea oameni maturi, oameni care să nu privim numai la mâna Domnului, ce mai cade din mâna Domnului, ce binecuvântări mai sunt acolo. Oameni care să căutăm fața Domnului, să ne uităm în ochii Domnului, să înțelegem că El ne iubește și că, în ultima instanță, scopul Lui nu-i neapărat prosperitatea noastră pe acest pământ. Scopul Lui, cum citim în Epistola către Evrei, e să ne facă părtași sfințeniei Lui ca să avem parte de harul Lui în veci. Doamne, ajută-ne la aceasta! O altă cauză care duce la uscăciune poate să fie viciul sau păcatul ascuns și nemărturisit. Aici mă duc cu gândul la situația din 2 Samuel, capitolul 13, versetul 4, în care Ionadab îl întreabă pe Amnon, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului? Bună întrebare! S-ar potrivi și în vremea noastră, în dreptul unora, care-i vezi că suscați, nu se roagă, nu cântă, n-au bucurie, așa e, sunt într-o stare foarte închircită, pipernicită. Ionadab era un prieten al lui Amnon, Amnon fiind unul din băieții lui David, prinț. Și zice, mai, dar eu te cunosc de mai multă vreme, am venit și acum 3 luni, am venit și acum 2 luni, arătai altfel, erai mai vesel, erai mai bucuros. Aveai viață în tine. Ce se întâmplă cu tine? Că te usuci din zi în zi. Care era cauza uscăciunii lui Amnon? N-avea bani? Ba da. Era băiat de bani gata. N-avea haine de firmă? Ba da. Era prinț. N-avea prieteni, anturaj? Ba da. Toți vreau să fie în anturajul fiilor de împărat. N-avea mâncare poate suficientă la masă? Ba da. Mâncau, aveau de toate. Ce-i lipsea lui Amnon? Care era problema, cauza care a determinat această uscăciune? A pus ochii
pe Tamar, o poftă necurată, dorința unei relații nelegitime, că Tamar era sora lui vitregă. Nu ține cont de niciun regulament, de nicio barieră, de niciun cuvânt din legea lui Dumnezeu, pofta e atât de dominatoare încât devine o obsesie, încât ajunge bolnav. Asta face pofta. Le-am spus și tinerilor aseară, am avut un studiu biblic despre alegerea pentru căsătorie. E diferență între dragoste și poftă. Dragostea e îndelung răbdătoare, nu se grăbește, respectă, așteaptă timpul căsătoriei. Pofta se grăbește, urgentează, vine cu pretenții, dacă mă iubești, nu știu ce. Pofta a pus stăpânire pe Amnon și se usca. Și vedem câteodată oameni, n-aș vrea să direcționez doar spre tabăra tinerilor, că asta se poate întâmpla la orice categorie de vârstă. Vedem persoane care se usucă din zi în zi. Apostolul Pavel zicea, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Asta ar trebui să fie norma. Astăzi să fii un pic mai pocăit decât ieri, mâine un pic mai bucuros decât astăzi, din zi în zi să ne înnoim omul din lăuntru. Noi ne înnoim așa mai mult pe din afară. Mi-am luat un telefon nou și îl arătăm. Da, hai să vezi ce costum nou am. Da, hai să-ți arăt ultima mea achiziție, mașina. Asta n-ai văzut-o. Și așa, ne place, suntem și noi ca niște copii, să ne arătăm accesoriile noi, totul nou. Dar omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi sau săracul e tot în zdrențele de acum 5 ani. Și se usucă, și se usucă. De ce te usuci din zi în zi? Păcatul. Ionadab, din nefericire, nu era un bun consilier. E foarte important cine îți dă sfaturi în viață. Că dacă Ionadab ar fi fost un om pocăit, l-ar fi luat un pic de guler așa pe Amnon să zică, măi băiete, trezește-te la realitate. Ce ai cu Tamar? Nu sunt atâtea fete? Chiar ai rămas în criză? Da, e dreptul tău să te căsătorești, dar ai opțiuni legitime, aprobate de Dumnezeu. Din nefericire, Ionadab, zice chiar Scriptura aici, era un om foarte șiret. Partea finală a versetului 3. Când ai prieteni șireți, nu interesează sufletul tău. Nu interesează mântuirea ta. Îți dau sfaturi la păcat. Îți oferă strategii cum să păcătuiești. Asta a făcut Ionadab. Zice, e foarte simplu de rezolvat problema ta. Uite, faci așa, faci așa. Amnon ajunge în situația asta atât de gravă să abuzeze de Tamar și plata păcatului e moartea. După 2 ani de zile, când el a crezut că asta este o poveste din trecut, a fost o aventură, uită și Dumnezeu de lucrurile astea, îi mergea bine, se descurca, era la un ospăț, bea vin acolo, că el era un om firesc. A fost lovit de slujitorii lui Absalom, fratele de drept al lui Tamar. Absalom a incubat ideea de răzbunare 2 ani de zile. Și când a prins prilejul, a hotărât uciderea lui Amnon. S-a meritat aventura lui Amnon? Nu, dragii mei. Aventurile imorale sunt o nebunie. Sunt o momeală a diavolului. Te atrage pe moment, sclipește, ți se pare că vai ce bine va fi, că toate lucrurile se rezolvă și după aia vine uscăciunea, vine moartea, vine păcatul. De ce unii sunt uscați? Poate se usucă. Fiindcă la rădăcina vieții lor este un păcat. Sunt ca și copacul sub care s-a dăpostit un picuț Iona. Când el vrea să vadă ce se întâmplă cu cetatea Ninive, s-a dus la răsărit de cetate. Prima dată a improvizat el așa o umbrelă, că era arșița soarelui, a stat sub ea. După aia Dumnezeu a făcut să răsară din pământ un curcubete, o plantă cu niște frunze foarte mari, s-a bucurat Iona. De acum altfel putea să vadă nimicirea. Spera el că Dumnezeu va nimici cetatea. N-a durat însă foarte mult și curcubetele s-au uscat. Ion a văzut efectul, dar Dumnezeu spune cauza. Un vierme mic a înțepat la rădăcina curcubetelui. Când văd oameni care se usucă, deși vin la adunare, înseamnă că e un vierme la rădăcină, sau doi, sau trei, nu se știe, la unii s-ar putea să fie foarte mulți. Sunt niște probleme nerezolvate, de aceea soluția în privința asta este să vedem de ce am ajuns uscat. Am cuibărit, am tolerat vreun viciu, vreun păcat în viața mea? Există ceva care intră în conflict cu chemarea la sfințenie pe care mi-o face Dumnezeu? Am uitat oare afirmația din Evrei 12 cu 14 care zice urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără care nimeni nu va vedea pe Domnul?
Doamne, ajută-ne să eliminăm orice vierme al păcatului, orice viciu ascuns, că cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, mărturisirea nu e un exercițiu verbal, nu e că mi-am descărcat eu starea, și se lasă, adică se pocăiește, capătă propășire, capătă iertare și binecuvântare de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! O altă cauză care poate să ducă la uscăciune este amărăciunea provocată de încercări. Poate că în dimineața aceasta unii din dumneavoastră a spus: nu, eu nu am probleme cu nemulțumirea și n-am nici probleme cu vreun viciu ascuns. Sunt sincer în relația mea cu Dumnezeu. Dar poate anumite încercări, necazuri, la care s-au adăugat și cuvintele de atac ale unor oameni, te-au dus la o scăciune. Citim despre o asemenea stare în conținutul Psalmului 102. Titlul acestui psalm este o rugăciune a unui nenorocit când e doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Și aici psalmistul spune în versetul 4: inima mi este lovită și mi se usucă întocmai ca iarba. Aici nu mai era nici nemulțumirea și nici viciul. Atât de pregnantă era starea de uscăciune încât repetă în versetul 11: zilele mele sunt ca o umbră gata să treacă și mă usuc ca iarba. Se usca din cauza încercării, a amărăciunii. Pentru că atunci când vine bumerangul acesta al încercării, parcă nu știi ce să faci, nu știi încotro să apuci. Dintr-o dată situația se schimbă peste noapte, vine diagnosticul boală incurabilă. Dintr-o dată primești telefonul care n-ai fi vrut să-l primești niciodată, copilul ți-a făcut accident. Dintr-o dată îți vine vestea din România, părinții tăi sau unul din părinți s-a dus. Sunt încercări și suntem oameni, suntem vulnerabili, avem sentimente. E normal să vină întristarea pe fondul încercării, că nu suntem roboți. E normal să avem amărăciune, dar cum abordăm pe termen lung această amărăciune e decisiv în ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Dacă lăsăm amărăciunea să cuprindă toată ființa noastră, ne obstrucționează, nu mai vedem cerul, nu mai vedem nicio bucurie. Psalmistul în conținutul acestui psalm, de la jumătatea psalmului, răstoarnă situația. De ce? Pentru că începe să privească la Dumnezeu. Și de la versetul 12 spune: dar Tu, Doamne, până aici m-am uitat la rănile mele. Am pus lupa pe răni, pe probleme, m-am uitat la vrăjmașii mei care mă bajocoresc în fiecare zi și m-am uscat. M-am uscat când aud bârfele lor, că aud judecățile lor, vorbele lor, mă judecă pe nedrept și m-am uscat, Doamne. Dar acum vreau să comut direcția privirii mele. Dar Tu împărățești pe vecie. Pomenirea Ta ține din neam în neam. A început psalmul într-o gamă minoră, melancolică, și finalizează într-o gamă majoră. Versetul 27, partea finală: dar Tu, Doamne, rămâi același. Anii Tăi nu se vor sfârși. Adică psalmistul înțelege ceea ce trebuie să înțelegem și noi. Lumea în care trăim e relativă. Astăzi ai sănătate, mâine s-ar putea să nu ai. Ai bani, mâine s-ar putea să n-ai. E pace puțin, vine războiul. Astăzi te bucuri de un pic de stabilitate, te gândești, sunt într-o țară unde scoarța terestră nu prezintă fisuri în placa tectonică, nu se știe. Cu tremure pot să vină oriunde. Suntem pe o planetă relativă, pe un pământ care nu ne oferă siguranță, și în lumea asta relativă, unde azi poți să ai prieteni și mâine să-ți devină dușmani. Astăzi poți să te bazezi pe cineva, să te încrezi în cineva și mâine să te trădeze. Asta este lumea, pe aici trecem noi, dar există un reper fix, stabil, există cineva care nu se schimbă niciodată. Dar Tu, Doamne, rămâi același. De asta încrederea noastră este în Dumnezeu, nu în partea umană, nu este în resursele noastre, unii se bizuie pe cailor, pe carelor lor, zice Psalmul 20, ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm în picioare, de ce? Pentru că noi ne bizuim pe Domnul. Doamne, ajută-ne și la aceasta. Care-i cauza uscăciunii Tale? Poate nemulțumirea în familie? Poate vreun viciu ascuns de tata, de mama, de frați, de biserică, dar care roade acolo rădăcina? Poate că amărăciunea m-a dus și te-a dus în punctul în care să nu mă mai pot bucura de harul lui Dumnezeu, să uit că întristările noastre de o clipă, cum zice Apostolul Pavel, lucrează tot mai mult la o greutate veșnică de slavă.
Am uitat care e perspectiva, am uitat că acasă nu e aici, acasă e acolo. Oricare ar fi cauza care ne-a dus pe unii la uscăciune, haideți să vedem acum al treilea aspect, cum putem fi vindecați, cum putem rezolva această problemă. Omul cu mâna uscată, simbol pentru noi în dimineața aceasta, stătea liniștit în colțul lui. Nu vrea să se afirme, nu vrea să iasă în evidență, se închina, se ruga, făcea și el ce putea. Dar Domnul care e plin de milă, știți cum e, se uită așa în adunare și își oprește privirile asupra lui. Asta face Domnul și azi. Vede necazul tău, durerea ta, căderea ta, problema ta, neputința ta de a depăși un lucru din viața ta, falimentul, resemnarea ta în fața unor anumite păcate care te-au învins în mod repetat. El vede și știe asta, dar Domnul nu disprețuiește pe nimeni, pentru că fie în orbi, fie în uscați, fie în ologi, el vedea valoarea sufletească. Sufletul din om e mai important decât trupul lui. Fiecare dintre noi avem valoare mare în ochii lui Dumnezeu. Să nu-ți imaginezi, frații, ei care au slujbe, au chemări diferite, ei au un preț mai mare în ochii lui Dumnezeu. Suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Ne iubește în egală măsură, ne vrea pe fiecare dintre noi. Vrea să-l recupereze și pe ăla care este pierdut în lume, că dacă ai aruncat un inel de aur într-un coș de gunoi, el nu-și pierde valoarea în el însuși. Orică e în coșul cu gunoi, orică este în vitrină, el are aceeași valoare. Poziția e greșită. Eu trebuie să-l scot din coșul de gunoi. Nu-i locul lui acolo. Noi avem oameni de valoare, dar sunt poziții greșite, în anturaje greșite, cu atitudini necorespunzătoare. Deci Domnul se uită cu milă la omul ăsta și primul pas înspre vindecare este inițiativa de a ne scula. Pentru că Domnul îi spune, scoală-te! Scoală-te și stai în mijloc. Și putea să spună, poftim, n-am înțeles, despre mine e vorba. A, nu, nu, predica a fost pentru ăștia care n-au venit azi. Totdeauna predica e bună pentru cei care au lipsit. De mine e vorba? Mie mi-a zis? A, nu, nu, pentru fratele. A, știu eu aici în adunare, unul e uscat de tot. Bine îi mai prinde mesajul ăla. Știți cum încercăm noi așa? Ca și copiii mici. Au câte o lanternă, captează lumina de la soare și dau cu lanterna în ochi altora. Uneori așa facem și noi. Nu luăm lumina pentru noi, dăm în ochi la altora. Ai văzut? Ai văzut? Mai câte o soție la conferințe de familie, mai stau împreună și mai sesizez când ceva se potrivește, îi dă cu cotul soțului de alături. Ai înțeles? Ai priceput? Bagă bine la cap. Nu cumva să piardă momentul soțul. Dăm așa cu oglinda în ochi. Și Domnul zice, scoală-te, hei, cu tine vorbesc. Omul, dragii mei, a fost receptiv. Primul pas înspre vindecare este să vreau. Sună simplu, dar vă spun că e foarte profund. Oare nu zice Apostolul Pavel sub formă de întrebare în Roman, capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea. Nu că nu poate, tu zici, nu pot, nu, ăsta e nivelul meu, n-am cum, am mai încercat, nu merge. Cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Trebuie să vrei, scoală-te! Și omul s-a ridicat. Asta este primul pas. În felul acesta face Domnul apel și la ucenicie, Luca 9:23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. N-a făcut ucenici cu forța, nu i-a luat în mod obligatoriu, face apel la voința noastră. Oriunde vă uitați în Biblie, în Vechiul Testament, în Noul Testament, o să observați că întotdeauna Dumnezeu nu trece peste voința noastră. Respectă alegerea noastră. El doar a trimis oameni care să ne vorbească, care să ne roage. Apostolul Pavel ce vă rog fierbinte în numele lui Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Le scrie corintenilor, scrie cu afecțiune, cu durere, că ținea la ei. După pasul acesta că omul s-a sculat, s-a dus înspre mijloc, al doilea pas înspre vindecare este să te concentrezi la bunătatea lui Dumnezeu, nu la vorbele oamenilor și la judecățile lor. Pentru că Domnul, când a văzut că acum venea, omul cu mâna uscată venea în față, își rotește privirile peste ceilalți. Aici ne ajută Marcu să înțelegem indignarea Domnului, că în relatarea acestei întâmplări din Marcu, Marcu prinde un gând și spune, Domnul și-a rotit privirile cu mânie. Aseară la seminar, ieri, discutam de aspectul acesta al mâniei sfinte.
al indignării juste. Adică Domnul s-a uitat cu mânie peste împietrirea de inimă care aveau farisei. Adică un om putea să fie vindecat și ăștia nu, ăștia stăteau împietriți, stăteau, îi sabat, n-are voie să facă. Deci țineau mai mult la niște tradiții, la niște reguli, decât la intervenția Domnului, decât să perceapă corespunzător mila Domnului Iisus. Nu-i băga în seamă pe cei care judecă. Mulți se poticnesc și spun, nu, eu îți judecat, frații, mă vorbesc de rău, m-au așezat așa într-un registru de oameni slabi, într-o cutiuță, au pus o etichetă la cutiuță, că eu sunt un om falimentar, sunt așa și n-am cum să ies de acolo. Nu contează ce spun oamenii. Domnul pune o întrebare, de data asta o găsim în versiunea din Matei, întrebarea, pentru că întâmplarea a fost redată de toți cei trei evangheliști sinoptici și în Matei zice, cine este omul acela dintre voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea e îngăduit a face bine în zilele de sabat. Adică Domnul scoate în evidență valoarea unui om. O fi trupul cum o fi, caroseria, e ruginită, e slăbită, e uzat, are probleme, ai junghiuri, te doare ba un picior, ba capul, ba stomacul, ba la spital, ba operații, ba... Că suntem în vasul acesta de lut, cât încercăm noi să-l șlefuim, să-l mai facem la suprafață să arate bine, se destramă, dar comoara din vas e de mare preț în ochii lui Dumnezeu. Și omul cu mâna uscată nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, vine la Domnul Iisus. Și al treilea pas înspre vindecare este ascultarea prin credință. Pentru că Domnul i-a zis omului, întinde-ți mâna. Nu era nimic logic în această chemare. Doamne, stai un pic, cum să-mi întind mâna? Mâna asta e de atâția ani, e paralizată. Nu pot mișca, îmi cer ceva absurd. Dacă îmi cereai un lucru așa mai ușor la îndemâna mea, înțelegeam. Ascultarea necesită credință. De multe ori logica noastră ne frânează. Frate, tu poți să predici Evanghelia, zic cuiva. Eu poftim, nu mă cunosc, nu am cum, nu, eu nu știu nici să vorbesc. Dar te-am auzit în parcare, așa de bine vorbeai cu ceilalți, atâtea argumente aveai, știi să explici foarte bine, ei, în parcare e altceva. Dar ai cuvintele la tine acasă, omule, te-am văzut că comercializai aloe vera și am văzut ce frumos argumentai, îi convingeai pe oameni că de la pasta aia de dinți s-ar putea să crească și dinții dacă nu iau oamenii. Și dacă înghit bidoanele alea, s-o dus, cancere, boli, toate, gata, suta de ani e asigurată, nu mai și exagerează. De asta s-o zis că aloe vera vine de la aloa averea, știți că unii mai... Dar te-am văzut, omule, te-am văzut că ai dar, ai chemare. Întinde-ți mâna, știți ce înseamnă, dragii mei? Acțiune prin credință. Nu te uita la neputințele tale. Lui Gedeon i-a zis, domnule, du-te. Cu ce să mă duc, Doamne? Stai puțin, mi-ai greșit adresa. Resurse n-am. Îs din cea mai săracă familie. Apoi familia mea e din cea mai slabă seminție a lui Manase. Mă trimis să izbăvesc poporul de madianiți. E imposibil, tehnic, n-am cum, n-am armată, n-am cu ce, Doamne? Du-te cu puterea pe care o ai, nu? Deci Domnul ne cheamă să acționăm prin credință. Întindeți mâna. Și omul n-a mai stat mult să calculeze, să... E ca și când noi ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt putere. Mulți tare punem în eprobetă, calculăm prea mult, așa, analizăm și n-avem relație cu Dumnezeu. E prin credință. Întindeți mâna. Și omul a întins mâna. Și mâna i s-a făcut sănătoasă. Slăvit să fie Domnul. E un gest de credință să întinzi mâna către cineva cu care ai fost certat. Îți trebuie credință. N-ai sentimente bune, n-ai o logică. Dacă ar fi după firea ta, ai spus, cu fratele să dau eu mâna? Niciodată. Cu sora? În veci. Nu există. Hai, ce mi-a făcut? Să întind eu mâna dacă vrea să vină, să se așeze în genunchi, să-și ceară iertare, să vă lacrimile așa. E, și atunci poate mai stăm de vorbă. Așa se întind. E gest de credință. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre iertare ucenicilor? Știți care a fost reacția ucenicilor? Doamne, mărește-ne credința. Asta e contextul. Mărește-ne credința. Și-au dat seama, ca să ierți o persoană, nu poți să ierți prin firea ta. N-ai cum. E nevoie de credință. Credința care îți dă și dragostea lui Dumnezeu. Întindeți mâna. Din nou mâna pe Biblie, că n-am mai întins-o. Ne mulțumim să zicem că avem Biblia pe telefon, dar nu o citim.
Întindeți mâna ca Moise în rugăciune, i-a obosit mâinile, dar s-a rugat ca Iosua în vale să aibă biruință. Întindeți mâna, vino la cina Domnului, te cercetezi, te pocăiești, când vrei să te pocăiești? Peste un an? Nu? Acum, astăzi, astăzi e ziua, momentul, e o urgență. Întindeți mâna, n-am fost altruist, am strâns așa degetele când a fost vorba de bani, de lucruri, totul pentru mine. Întindeți mâna, dă o mână de ajutor, ăluia care e nenorocit, ca să vă primească în corturile lor veșnice, aminteam și la seminar, să-ți mulțumească pentru că datorită intervenției tale l-a sensibilizat Duhul lui Dumnezeu și a spus, măi, în sfârșit am întâlnit niște pocăiți adevărați. Oamenii ăștia nu sunt numai ai vorbelor, oamenii ăștia nu doar predică, nu au numai cântări frumoase, oamenii ăștia trăiesc, au fapte, oamenii ăștia se vede în comportamentul lor că cineva a intervenit, i-a schimbat. Întindeți mâna, dimineața asta întindem mâna către Domnul. El poate și vrea să ne binecuvinteze, dragii mei. Pericolul uscăciunii este imens. Oamenii uscați n-ajung în Canaan. Cauzele uscăciunii, eu am zis numai de trei, dar pot să fie foarte multe. Fiecare trebuie să se analizeze în dreptul lui. Însă slavă Domnului că există vindecare pentru orice uscăciune. Nu poate să fie o problemă care să nu o rezolve Hristos. Și dacă noi azi am fost aici, am ascultat cuvântul, am ascultat cântări minunate, am ascultat versuri extraordinare de poezie, foarte frumoase, înseamnă că Domnul El și-a întins mâna către noi. Ce vom face noi? Doar o să ne uităm, Doamne, ai fost aici, dar nu, știi, eu nu. O să întindem și noi amândouă mâinile către El. Și o să-i spunem, Doamne, cu Tine vrem să mergem mai departe. Să fii în viețile noastre, să fii în casele noastre, să fii în adunarea noastră și prezența Ta. Să o resimțim întotdeauna locul acesta. Amin.